Adică e mai greu la început așa, primele două, trei minute, că nu ești obișnuit. Da, ce mă, dau drumul la vorbă cu tine și ne mă ce ratat e, o să duc eu niște subiecte, că știu ce subiecte vreau să vorbesc cu tine, o să vezi. Dacă mă duci în alea de mă arunci în aer, o să știu videoclipul, că nu știu ce să-ți răspund. Nu ștergem nimica. Băi, vă salută fratele Coinacu, cum v-am obișnuit de fiecare dată aici cu un nou clip, cu o nouă idee, o nouă sânge la tavă. Și sunt cu handicapat ăsta, cu... Mă gândeam cum să-l introduc pe Zarkeni. Pentru cine nu știe, el e... Stai, trebuie să arăt așa, în partea alta, aici. Tu ceva, ești aici, la mine. Ceva de genul. Sunt aici la un online podcast, boys, pentru că nu avem... Adică avem cum să ne vedem față în față, să zicem. Dar totuși preferăm să nu batem atât de mult drum, că suntem și noi cu femei, cu copii, cu bărbați, cu mai multe chestii. Și am zis, bă, ne vedem online. Facem o scenă frumoasă și ne vedem online. El este Zarkeni, pentru cine nu știe, uite, fii atent aici, prezinte-te într-un minut, ce vrei să știe oamenii despre tine. Multă lume mă știe de Rager, de Troller, toată comunitatea asta după YouTube, după gaming, mă știe de cel mai mare Troller, ăla care sparge monitoare, ăla care dărâmă pe-n casă, ăla care înjură, e tăcă, multă lume mă știe. Câți ani ai? 23, merg pe 24. Mamă, ești puștan să vorbești cu nenea. Astea sunt singurele întrebări, pe care știu să ți le pun. Câți ani ai? De unde ești? De unde te-ai născut? Unde ești? În Târgoviște. Frumos acolo la Târgoviște. Fosta capitală României. Pe timpul lui Mircea cel Bătrân, lui Mircea Vodă cu aia. Da. Și fii atent aici. Ești însurat? Nu. Copil ai? A? Nu. Și nu, ce nu. Mai aștepți? Fratelo, nu am găsit, sincer zic, n-am găsit persoana potrivită cu care să fac un copil. De ce? Pentru că nu am găsit-o, nu știu. Bă, dar stai mă să mă uit, uite aici la tine. Eu trebuie să mă uit așa, că da, la cameră, da. Gen, țin uibă așa dintr-o parte. Păi stai așa, fii atent, îmi pun camera aici peste ca să mă uit eu fix, gen, să ai impresia că mă uit la tine. Uite așa e bine acum, nu? Uite așa, zici că mă uit la tine, da, da. Eu trebuie să mă uit așa, gen. Da. Bine, ar fi trebuit să mă uit așa că e web-ul acolo, dar n-are nici bai. De fapt, stai mă. Cum? Nu, e lasă așa, hai că nu contează cum ne vedem. Nu contează, e bine că ne vedem. Bă, eu vreau să vorbesc cu tine, zic de acum. Vreau să vorbesc cu tine direct despre CSGO, că ăsta e subiectul principal. Păi nu, ăsta e subiectul principal, vorba de ta. De ce? Altceva, nu știu. Păi... N-am alt subiect să vorbesc? Bă, avem cu ăștia, cu cine votezi, cu d-alea. Băi, ești gamer, de cât timp faci YouTube? Frățiorul meu, cred că am vreo... În 2018, 2017, 2018, pe acolo. Deci aproape 2 ani. Primul meu clip cred că l-am până în 2018, la sfârșitul 2017, 2018, pe acolo. Primul meu clip. Cu ce clip? Te-ai apucat? Cu CSGO. Și cine ți-a dat, cum te-ai apucat? CSGO și 1.6. Cum? 1.6, de fapt cu 1.6 mai mult. Ce ți-a dat ideea asta să te apuci? N-am înțeles. Ce ți-a dat ideea asta să te apuci de YouTube? Ce te-a făcut să te apuci păi de nu, YouTube? Ideea a fost așa. Să-mi iau calculatorul de gaming. Eu aveam un calculator, spun sincer, aveam un calculator. Aiurea nu aveam eu treabă cu YouTube-ul, cu d-astea, să mă filmez, să fac videouri. Doar mă jucam atât, intram pe TeamSpeak, intram pe un server. Na, ai înțeles? Da. Și mi-a venit o idee așa, până cam mă uitam pe YouTube. Zic, bă, ăla face YouTube, te arată la lume cum se joacă el, cum face el, ai înțeles? Uh-huh. Și zic, hai mă, să-mi iau și un calculator de ăsta, ce mă costă? Și a început să devină așa un fel de pasiune. În prima zi când am intrat pe YouTube, am văzut că intră lumea, am văzut că scrie lumea pe chat. Știi, o persoană, 2, 3, 5, 10, ai văzut că nu cum e la început. Da. Că n-ai din prima ai 1250.000 de persoane. Ei, ca căcat, idee, vorba bine. Da. Și a început să devină așa o pasiune și plăcere și... Na. Uh-huh. Mai ales că cu gaming-ul sunt de mic copil, adică mi-a plăcut mereu să mă joc, să fiu acolo, să... Ce jocuri te-ai jucat așa, fanatic? Fanatic 1.6. Ce este 1.6, nu? Da, deci mă jucam, bă, plecam, știi ca idee, ce? Plecam de la școală și mă jucam. Mamă, cred că multă lumea a făcut treaba asta. Și tu ești în aceea situație. Bă, m-am jucat, dar nu apărat, pe mine mă cam bătea mama dacă plecam de la școală, știi? Nu prea puteam. Nu prea mă prindea mama să mă bată. Mai fugeam, mai alea, știi? Bă, nu mai știu cum se numește mapa aia de pe 1.6, celebra aia mapă cu două chestii de alea. Era foarte mică, cu două chestii pătrate de puteai să te urci pe ele. Era principala hartă pe CS 1.6, frate. Prima dată, sau 1.5 chiar. Bă, deci ce zic? Deci era harta pătrată. Era un cub, da, era pătrată. Un cub stânga, un cub dreapta. Treceai și pântre, mi se pare. Treceai și pântre, stânga și dreapta. Și puteai să te urci pe ea sus. Nu mai știu, mă, frate, mă țin de 50 de ani, nici nebun să-mi aduc aminte.
Și am 25, nu știi, nu? Bine, cea mai jucată pe 1.6 era Faiz Nou pentru publicare. Faiz Nou, deci da. Și pentru mixuri, pentru astea era Dust 2. Deci nu știu, asta mă bate la cap. Și te-ai apucat cu CS1.6 după aceea CSGO? Cu CS1.6, Rage-uri, troll, ca de obicei. Dar la mine a plecat, îți spun sincer, trollul, cred că a plecat pe tot YouTube-ul. De ce? Pe ce fel de troll făceai? Troll, înjuram, flash-uri în ochi, le omoram pe-ai mei, de-astea, știi da, ce da, da. Dar cum ai făcut trecerea asta? Te-ai apucat direct cu CS1.6 și după aia gen cu Go-ul? Deci sau? Nu, deci mă jucam CS1.6, mă joc de... Deci am 23 de ani, mă joc din clasa cam întâi, așa, clasa întâi, a doua, pe acolo. Mă joc, am jucat Măi, mamă. Și l-am prins. Au mamă, auzi vorbă. Mă joc de mult rău, dau cum sunt ciocan. Adică n-am ajuns la vreun nivel, mă joc de atâta timp, dar n-am ajuns la niciun nivel. Păi nu, dar uite de exemplu, te joci CSGO, de cât timp te joci CSGO mai tare, așa mai hard? CSGO, acum hard, mă joc de, ce să zic, vreo 2 ani, forță. M-am jucat de când a apărut CSGO. Mhm, dar nu te-a atras așa de mult ca CSGO? Nu, parcă nu mi-a plăcut așa, n-aveam nici atunci, n-aveam PC-ul. Sunt mulți care au făcut treaba asta, știi, nu? Care s-a genuia, nu le-a plăcut CSGO, n-au avut încredere în el și la un moment dat gen a luat-o, hai mă, că pula mea o să meargă, știi? Da. Și mai cherie. Păi și ai 2 ani de YouTube. Bun, ai o trupă ta cu care te joci mai mereu? Gen niște oameni? Poți să le dai shout-out pe aici? Tovarășii mei care... Cu care te joci mereu? Happy, știi și tu că ne-am jucat împreună. Ce injuri să mă... Haba... Adică suntem acolo noi, între noi, grupul nostru. Cum ar fi. De cât timp te știi cu Haba? De mult rău. De când m-am apucat de YouTube. A, de la început, nu? Da, am înțeles. A susținut mulți streameri, a susținut. Să-mi bapul ăla, dacă da, nu. Foarte a susținut gen cred că din comunitatea de CS:GO extrem de mult, peste 500. Foarte mult. Bun, și te-ai jucat și alte jocuri pe canal? M-am jucat PUBG de la mobile. Da, tot la fel, m-am jucat un live 2 și la revedere. Da. Fortnite, un live 2 la revedere. Uh-huh. FIFA mă jucam, adică FIFA, CS:GO și 1.6, astea erau la mine pe live. Am înțeles. Și ți-ai făcut o comunitate a ta. Ești mulțumit cu ce ai acum? Da. Eu nu prea m-am uitat la nivel. Îți spun sincer că n-aș vrea să am mai multă lume, pentru că n-aș vrea să am mai mult așa, mai mulți oameni. Nu vrei să crești? Adică vreau să cresc în abonați, dar parcă n-aș vrea nici multe persoane să fie. Nu știi să dai handle, nu vrei nici bătaia de cap. Exact. Vreau acolo că sunt 10-20, sunt ai mei, sunt acolo. Știi ce zic? Bă, ceas frumos, dulceață, cu toată lumea, respect. Am văzut că ești mai, ai o harneală de asta de țigan așa puțin în tine. Ești? Ce, țigan? Da. Eu sunt român, nu sunt țigan. Păi și de unde? Ai stat între anturaje de astea? Păi am fost crescut, adică crescut în țigan, cum ar veni. Aici da, țiganie, da. Cum ar veni, da. Înțeleg. Bă, uite, zim. Cei mai mulți prieteni mei sunt țigani, ca să te fac. Că oamenii oricum dacă intră pe clipul ăsta, da, să intre pentru poveștile astea de CS:GO. Hai să trecem direct în full CS:GO, că ăsta e subiectul principal. Uite, de exemplu, ai jucat la vreo un LAN, la vreo ceva LAN? Gen în competiție cu vreo echipă, ceva ai fost? Competiție am jucat offline, adică de acasă. Mhm, în ce competiție? La mai multe de-astea, și cu cum făcea Jaxi, cum făcea de-astea, am jucat la de-astea gen pe Face. Și ai luat ceva? N-am câștigat niciodată niciun premiu, nimic. De ce? Pentru că n-am câștigat, n-am fost în stare să câștig. Și n-ai avea trupa bună sau ai fost și tu problema? Poate au fost alte echipe mai bune decât... Nu te descurci în echipă? În echipă eu sunt mai mult individual, spun sincer, nu m-aș vedea nicio echipă niciodată. Mm-hmm. Cum îți place ție să joci pe CS:GO, gen? Că sunt mai multe chestii, cum ți-mi ziceam și aseară, dacă mai ții minte pe alea, ziceam, bă, una e cu tactică, cu pula mea să flash-uri, cu... Știi, ai văzut cum joc eu mă duc direct de bluvă în față, ori moare, ori nu moare, adică sunt acolo, mă bag imediat, nu stau în spate, stai să vedem... Da, te enervezi când pierzi? Mă enervează rău de tot, ai văzut și... Păi și de ce te enervează, deci, dacă nu-ți pasă? Așa, nu știu, așa mă descarc eu. Nu știi să câștigi, nu știi să pierzi. Nu știu să pierd, nu știu învăța să pierd, nu-mi place să pierd. Și mm-hmm. Poate că nici ție nu ți-ar plăcea să pierzi. Bă, cam, cred că asta e problema cam tuturor, știi, că nu știm să pierdem. Da, toată lumea, da. Noi românii nu știm să pierdem. Alții, am urmă, uitat la străini, la astea, nu prea, ei nu prea... N-au treabă, au pierdut, mamă, e bine. Da, aia e, dau și noroc, dau și de-alea. Ai ceva streamer de CS:GO la care te uiți români? Da. Care mă uit așa după când nu sunt eu live, de exemplu, da. Și sau așa, băi, la ei. Unul e Balaș, Neveu, Rider, care sunt, na, suntem, ne jucăm. Acolo în comunitate. Da. Cine străini? Fi, te uiți la străini? Ar mai fi românul, la străini nu prea mă. De ce? Că nu-mi place. Ok, o să facem două chestii, uite, o să te pun să faci un top al tău, acum pe podcast.
da? Un da. Top românesc și un top all time, gen așa, per total, da? Și poate mai scoatem un top. Uite, de exemplu, top 3 jucători, opinia ta, da? E părerea ta. Top 3 jucători români, din România? Români, da, din CSGO, ce știi tu? Cei mai buni. Da. Nu streamer sau așa. Nu contează. Păi la mine, pentru mine, Xelo ar fi pe locul 1, uh-huh. Ar fi Ime și Blitz. Și Blitz. Din străinătate? Străinătate ar fi Simple. Place tata Simple. Da, s-a schimbat, ai văzut, s-a schimbat mult. Sincer spun, m-am uitat la el pe Twitch, m-am uitat, într-o seară m-am uitat. Nu, își cam bate pula de live-uri. Ai văzut? Da, și stinge camera, îl doare în pulă. Îl doare în pulă că e pe live, știi ce zic? Da. În fine, deci ar fi așa, Simple, uh-huh. Și sunt două talente foarte, foarte forță. Care vin acum? Care vin acum și îmi plac rău, okay, de tot de ei. Doc. Ar fi unul Monesi și Doc. Mamă, Monesi ăsta e la Navi? E talent rău de tot. La Navi, nu? Nu știu dacă l-ai văzut. L-am văzut, dar e, știu că a semnat cu Navi. E nenorocire. Dar pe cine a înlocuit? Sincer, nu știu. Știu că l-au prezentat la Navi, parcă, mă, frate. Dar omul e bombardier pe joc. Îți place mult, nu? Și are 12-13 ani. Bă, ești nebun? 12-13 ani are. Și omul când se joacă așa, asta cu capul monitor, lipit de da, monitor, doc, eu nu știu, nu aș putea să stau așa. Zi, Doc mai joacă, gen? Joacă. Păi s-a întâmplat și scandalul ăla. Știu, a fost scandalul ăla. Păi și nu i-a dat bani? L-au luat la ei acolo, nu, a fost banat, nu mai știu cât a fost banat, nu știu exact să nu vorbesc aiurea, dar știu că a fost banat pentru că a jucat cu un codat primit. Da. Dar el n-avea nicio treabă, el juca, își vedea de jocul lui cum ar veni. Poate că îi dădea la info sau da, alea. Păi și dacă poate, păi nu e avantaj? Garantat îi dădea, păi... automat are avantaj, da. Îți dai seama că și ăla dădea color, doar nu era ăla care tăcea din gură și doar bătea, îți dai seama. Bă, și uite, de exemplu, te-ai uitat la, nu știu, la meciuri, te uiți la meciuri oficiale, la astea? M-am uitat, spun sincer, la ce meciuri mă uit, eu mă uit când joacă Nexus și nu știu. Nu românjic, în general, te uiți la meciuri? Nu mă uit la meciuri. N-ai treabă, nu? Îți place să joci, dar nu prea nici te implici așa cine știe adică ce comunitate. Pasiune, plăcere și cam atât, nu stau. Și live-ul. La cum a jucat ăla, demo, să mă uit pe demo, nu. Aia e demo, căcat, nu. Dar uite, de exemplu, eu m-am uitat când mi-a apărat în CSGO acolo la finala aia dintre Cloud9 cu FaZe, parcă. Când au luat Cloud9-ul Major, mâncați și gura ta. Știu că au luat, dar nu am văzut meciul. Bă, băiat, trebuie să te uiți la meciul ăla, ascultă-mă. Bă, ia-ți, măcar, fii atent de aici, știi cum a fost? Ca să nu mă încăcat, erau ăia la 15-9 cumva și ăștia erau pe Inferno. Și au întors ăștia și s-a jucat overtime până la 22-23 încolo, sus. Bă, da, frumos meci, frumos meci. Și de-aia am crezut că te-ai uitat la el, chiar mi-a plăcut. Au fost mulți jucători buni de CSGO, frate, care... Nu știu, de exemplu acum am văzut că unul s-a lăsat și face doar live-uri, de-astea, nu Folon, ăla mă, zi-mă unul care ți apare acum pe YouTube la recomandate, s-a lăsat și cu barbă. Da, are barbă. Bă, stai mă, caut că mă... Păi nu, zi-mi de la cine? Nu știu echipa. CSGO player. Bă, îmi stă pe limbă, mă, să-mi ba pula. Nu Zeus, mă. Uite-l. A, stai mă, că nu... Bă, uite-l, îi văd, dar nu pot să-i zic numele. Îi văd asta, cum îi zice. Forest, mă, Forest. Forest? Păi nu s-a lăsat Forest? Păi nu știu, știu că era la... Unde era? La nu NIP? S-a lăsat, mi se pare că joacă la... Are o echipă cu un sigla de aia, cu galben. Da. Păi... Mă, trebuie să intru în CSGO să mă uit. E, mă uitam la el și rupe. Acolo, am la Crosshair generatorul ăla, am luat ținta lui odată. Da? E acum la o echipă, dar nu mai știu. Mă, cum e? Ia explică-mi și mie, poate sunt și oameni care nu înțeleg treaba asta. Cum e? Uite, de exemplu, eu sunt un jucător basic de CSGO, dar eu mi-am instalat CSGO, am învățat și eu Crosshair să mi-o intru pe o mapă de aia din workshop, o fac o de-aia acolo. Păi nu, și... în primul rând, când intri în CSGO, trebuie să-ți faci odată ținta. Păi asta zic, uite, te joci tu, sensibil. Pentru oamenii care sunt prima dată, de exemplu, noi intrăm și nu schimbăm foarte multe chestii. În schimb, voi, jucătorii care... Până la mă, vă dați mai mult interesul și jucați mai mult timp, aveți configuri, aveți... Da-astea, zi-mi exact cam ce se întâmplă. Uite, când intri tu prima oară în CSGO, să-ți schimba calculator. Eu, de exemplu, când intru în CSGO. O să spun ce fac eu când intru prima dată în CSGO. Deci am intrat în CSGO. Uh-huh. Prima dată ce fac eu când intru în CSGO, intru direct pe armă de boți. Ok. Ținta o am setată deja.
Gen, salvează ți prima, hai să facem, hai să luăm, fii atent. Deci intru în CSGO, da? Am o hartă la workshop acolo, se numește Crosshair Generator. Uh-huh. O să punem un link, poate ci. Ok. Oamenii n-o să știe. O să le punem un link, în fine. Am o hartă acolo la workshop, Crosshair Generator se numește. Și acolo vreau un set de ținta. Cum vreau eu, micuță, mai la stânga, nu știu cum, mai la dreapta, nu știu cum, culoarea roșie, verde, albastru, da, etc. View modelul cum vreau eu. Ce e la view model? View model e gen cum să vezi tu arma. În ce poziție, cum, în ce poziție s-o vezi, știi ce zic? Poți să o vezi gen arma. Am văzut să că unii oameni jos, o schimbă imediat, după stânga pe dreapta arma. Stânga dreapta gen e clă. Dar nu, asta zic că și tu joci la fel? Apasă pe un buton și o schimbi. Nu, eu am arma pe stânga mereu. Pe stânga. Da. Ok, zi continuu. Dreptaci. Așa, mi-am intrat pe harta asta, mi-am făcut ținta. Ai config? După aia, config nu. Dar care domn am configul ăsta? Adică nu e nicio caterincă config. Nu? Adică n-are nicio treabă. Dacă știi să joci tu să te miști de mouse stânga dreapta să miști să tragi în ei, e de ajuns, nu trebuie config, că nu e ca pe 1.6 cum aveai config cu AIM, cu alea, cu nebunii, știi ce zic? Da, da, da. Nu, pe ce secund nu există. Păi îl prinsese pe băiatul ăla, pe hai zi pasaj, după aia vorbim despre treaba asta. Așa, bun. Deci am ieșit după harta asta de workshop, cum ți-am spus, cu Crosshair Generator, am intrat pe, am o hartă de boți, AIM boți. Da, o joc și pe aia. Intru pe AIM boți, frumos, mi-a lecat boți, vreau 20-50. Fac 1000 pe zi. 1000 pe zi? Înainte de live? Gen, înainte de joc? Nu, pe live, pe live trec, înainte de joc, înainte să intru în match. Mamă, 1000 și eu la 200 deja mă plictisesc. Nu prea trebuie să te plictisești. Așa eram și înainte. A? Ce fac, mă, fac bot eu, pe eu sunt jucător să fac bot. Mi-mi place mult AVP-ul acum. Așa joc și eu cu AVP-ul, am început să joc AVP-ul forță. Aha. Bun, zi așa. Și setări, cum îți faci setările, de exemplu? Că știm foarte bine că-s problema asta cu FPS-urile, cu morților, cu... Na. Setările, spun sincer, la video le-am toate pe low. Uh-huh. Și sunt, exact, spun sincer, că le-am luat de la Jaxi. A, le-a arătat el? Da, le-a arătat el, un clip și de la el. Și mie mi l-a făcut adică Bobo. Adică sunt ceva default, nu sunt ceva. Așa că știi pe Bobo. Bobo Scarlat, Bobo. Bogdan Scarlat. Da, 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 da. Joacă bine și el, mi-mi place cum joacă. Știu. Ai jucat cu el? Da, A, ok. Bă, de asta te întrebam de chestia cu CFG-ul, că a fost scandalul ăla cu Forsaken sau cum îl cheamă pe ăla, de l-a prins cu World Exe, ceva de gen în calculator. Sau ăla e un program separat. Știi de fața care zic eu? De l-a prins la LAN, direct, la LAN. Păi nu e program, e program separat, cred că l-a luat direct după stick, băgat în unitate, știi ce zic? E ceva un Exe, un de la un, cum să zice... În fine, e un fel de program, da, mă, e un da, fel de da, CPG da, 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 să te ajute. E un programel, cum ar veni, o aplicație de-aia. Ok, să revenim un pic la 1.6. Ai jucat cu niște băieți de șatari, așa, din 1.6, îi mai ții minte? Am jucat cu toți băieții. Gen... Oarecum s-au apucat și de gol. Că aveau atunci, erau niște trupetari, erau Tegu cu Dani, Sedan... Tegu, Dani, Sedan, Kitor, Perry, Snapple, așa. PTN-ul, toți. Și ce trupă mai era după aia? Mai tare mai România. Era Nextplis-ul. Așa. Ăia SWAT Nextplis sau? N-am înțeles. Erau SWAT Nextplis? Nextplis-ul s-au mutat și au fost și pe CS cu Nextplis-ul. Da? Da. Uh-huh. Zi. Așa. Mai erau echipe IGG Herbal? Talaziz? Echipa lui Talaziz? Eu nu știu, eu sunt pateu pe asta, pă, nu știu de echipele. Talaziz, Urâși, Wicked, în fine. Ai, știi comunitatea? Da. Știu echipele astea. Și acum să mai joacă mă? Crezi că să mai joacă mă lumea? Nu știu dacă se mai joacă 50%, 60% din playerii care erau pe 1.6. For fun. Pro player, pot să le zic, erau pro player, să jucau zi de zi, concursuri la anul și așa mai departe. Și acum am văzut că și băieții ăștia de la Tech s-au apucat și de CSGO. Am văzut, da. Rup sau? CSGO, joacă bine? Gen rup sau? Stai seama că nu mai e ca pe 1.6. Da, da, da. E la nivel CSGO, spun sincer. E diferența între jocuri. De la cer la pământ? Pe e alt joc cumva, mă. De la cer la pământ, da, frate, da. E alt joc, până la urmă, pula mea, că iau aceeași... E trasul diferit, e movementul diferit, e totul e diferit. Pe CS1.6 mai ții minte cum mergeai, făceai dacul așa? Făceai tânsă, da, rotiță și făceai... Acum bani hop, acum ne-am ajuns, ne-am ajuns. Acum e bani hop, e altceva. Băi, o să te întreb de canal de YouTube, ce planuri ai cu el? Unde vrei să ajungi? Sincer, spun la cum sunt eu și ce fac eu pe live-uri, eu nu o să ajung așa sus. Nu, dar n-ai nici tu nici gol, nu știu, ți-ai pus ceva, bă, vreau să ajung acolo, vreau să fac aia, vreau să fac aia. Mi-am pus așa în cap să fac maxim vreo 10-20 de K. Cât ai acum? Că mai mult nu se poate, am 2K, 2K380. Băi, puțin, mă, de ce am așteptat să ai mai mult? Mai am un cont care am luat strike, mai am, pe ăla aveam 3K800. Păi de ce ai luat strike?
În cauza lui melodie de la Bogdan de la Ploiești, aveam niște haters de ăștia micuți care mi-au dat niște reporturi. Eu aveam melodia lui pe un live cu tot cu clip, știi, direct. Se vedea cum uitam eu, ca și cum uitam la melodie, știi ce zic? Și direct au venit boții de la YouTube, report, mi-a dat vreo strike vreo 3 luni. Mi-a expirat strike-ul, acum am un canalul, n-am treabă. Am încercat să fac un test pe el, dar nu mai întâlnim cu cei pe care aveam pe ăsta la altul. Da, și n-am cum să mă mut după ăsta unde am și membri, am tot ce... Așa am pățit și eu. Ai membri aici? Da. Câți membri ai? 27, 28, doamne. Bă, oameni care te susțin, bă. Oameni care mă susțin în tot ceea ce fac. Uh-huh. Și care le mulțumesc pe calea asta. Îți merge bine cu, uite, de exemplu, donațiile. Îți merg cu donațiile? Donațiile, nu pot să nici să mă vaid. Îți pui goluri de astea, nu știu, de exemplu, îți pui, nu știu, de exemplu, investești mult în echipament, în stream sau gen... Pentru, sunt de bănuții exemplu, pentru tine. Mi-am pus gold de scaun căști, le-am luat. Știi ce zic? A, deci spui basic, când ai nevoie. Da, bă, sunt ok, da. Acum nu am nevoie de nimic, de ce ai acolo un de la susținere sau mă rog, susținere orice nume pune, da, da, ce că tot ți-am pus. Adunează, nu m-am rugat portocale, găini și de-alea. Da. Bă, știi care e problema? Că, uite, e o chestie care ai observat-o și tu foarte mult în YouTube, o face destul de multă lumea. Chestia asta cu lingăreala asta către donator. Bă băiatule. Am văzut, dar nu e problema mea. Eu nu sunt omul ăla că tu, Gonacu, da. Donezi mie 10 euro, da. Mamă, mâncați și coaile tale. Te pup. Bă, să nu, rămână, nu, frumos, nu asta. M-ai susținut atât. Da, nu, adică la nu asta mă refer. Link în curs, mă refer încă 10 euro. Să-l cauți pe privat, să dalea. Niciodată. Nu faci de asta, nu? Niciodată. Să nu faci, bă, să nu faci, niciodată. Să nu faci. Păi asta, eu sunt un caracter foarte puternic. Multă lume mă știe după YouTube, multă lume nu mă știe. Hai și bram, văd, ai tatuaje? Ce tatuaje ai? Da, am două tatuaje și pe piept mai am aici. Ce reprezintă? Aici am un om care vrea să dea timp înapoi, dar nu poate să-l mai dea. Bine, stau cam dus, că le-am făcut cu hă-hă. Mă rog. Nu prea am avut grijă de ele. Azi l-am bătut, al doua zi eram la piscină. Am înțeles. Și ăla de jos? Așa și aici, gen, o femeie supărată cu un trandafir. Are legătură cu familia? Ești familist, convins? Cu părinți, cu astea? Nu prea are legătură cu familia. Sunt familie. Păi nu, de obicei, și că uite, eu mi-am tatuat aici gen o fată. Bine, nu știu dacă o vezi tu aici. O vezi? E o fată aici, da, schițată. Da. E o fată schițată și gen am făcut legătura cu mama cumva, știi, care arată către trecerea timpului și astea. Și că majoritatea oamenilor care își fac chestiile astea feminine, așa, păi aduc către mamă ca să fie acolo. Da. Și mai vrei să-ți mai faci tatuaj acum? Am vrut să fac toată mâna, dar aștept după un băiat de la mine de aici să... Vreau să-mi fac toată mâna, că nu o las. Să acoperi? Da, nu o să acopăr. Le rebat pe alea și... Și să mi le mai bat odată. Păi nu, mi le mai bat pe astea odată și o să-mi continui toată mâna. Tot la acel care ți l-ai făcut? Gen tot la ăla? Da. Am înțeles. Nu te-ai jurat că nu te l-ai purtat bine? Că le-ai îngrijit? S-a luat de mine. Stai un pic, că mă lasă bateria, stai puțin. Deci n-am rezolvat cu YouTube, că nu mi-ai zis. Golul tău, cât vrei tu maxim? Unde vrei să ajungi maxim? Ca abonați, da, 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 da. Ce vrei tu de la YouTube? Cum vrei tu să te... Cum te vezi tu, peste ceva timp? Nu. Cum să... Toată viața să fiu pe YouTube. Niciodată nu m-aș vedea. Asta fac din pasiune, din plăcere, mai ales cu te... Că să vorbim pe românește, că nu-mi place mie să vorbesc pe d-astea. Vorbesc direct, că sunt mai direct, sunt o persoană directă. Mai ales că te joci și ieși și bani. Da, da, mă, e un job, adică oricum. E un fel de job care stai acasă, te joci și... Bă, dar știi că lumea a început să gândească treaba asta prost așa, știi? Băi, ce pula fac ăștia, mă, stau și... Bă, dar nu e chiar așa, știi? Nu, e chiar o muncă, că stai 7, 8 ore, 10 ore, 20 de ore. Mamă, ai făcut live vreo lungi? N-am înțeles. Live vreo lungi ai făcut? Am făcut un live de aproape 26 de ore. Mamă, eu am dus 24 cel mai mult. Aproape 26 am. Dar nu, eu m-am ridicat, gen, n-am stat la calculator. M-am mai ridicat, m-am mai plimbat prin casă. E, vorba vine, mă, nu, m-am dus, m-am spălat, de astea eu, știi? A, da, m-am dus, mi-am făcut, dar ai seama că nu puteam să stau pe ei, miroseam a hoit. Miroseam, da, eu m-am spălat să mă trăsut, deci dar... Scaunul, puteam scaunul. E ok, mi se zice și gosul suprem, eu sunt ok, nu mă supăr. Zi, mă, hai, unde vrei să ajungi? Hai, maximul tău. Aș vrea să ajung la... Să trec de stadiul ăsta de 4K de abonați. 4K? Că vrea Dumnezeu. Eu am 4K, am cel mai mult, am 3800 pe celălalt. Uite, de exemplu, pentru eu... Pentru că eu nu m-am jucat cu... Hai ca să te fac să înțelegi. Eu nu m-am jucat cu nimeni care e mare, mamă, să mă joc cu el, să mă crească. N-am făcut niciodată treaba asta. Eu îți vorbesc direct. Eu nu, da, mă, da. Acum că fac clipul ăsta cu tine, automat o să păcălesc 2-3 abonați. Hai, lasă că ai zis și aseară, da, nu-i, băi. Da, nu e problemă.
Ai înțeles tu? Eu sunt direct, frate, așa îmi place acolo, mie să vorbesc direct pe față. Băi, deci, deci cea mai bună reclamă să face din gură, mă, ascultați-mă la mine. Deci dacă îl vedeți că se joacă cu trupa lui, cu băieții cu care a zis el, cu Javi, cu... cum mai Frozen sau cum Happy, e? Happy, Frozenic, Haba, suntem mai noi. Băiatule, deci te piși pe tine când se urcă ăștia, când încep cu familii, cu morți, cu... Vai, Doamne. Lumea o să vadă. Da, mă, da, e ca... O să ne mai jucăm și noi, O să ne mai jucăm, dar nu mai joc Pop Flash-ul. Nu mai, nu mă mai bag la Pop Flash-ul de alea, că e urât rău de tot. Jucăm, ne apucăm de Face-i, nu? Deci vrei să treci de 4000 de abonați? Eu am 2000 și ceva de meciuri pe Face-i, să mă apuc. Câți oameni? Eu trebuie să mă apuc. Câți oameni vrei să ai pe live? O medie așa, sincer. Păi eu, de exemplu, acum am o medie de 40, 50, 60. Pe acolo. Aș vrea să urc puțin, îți dai seama, că oricine și-ar dori să vadă mulți ochișori acolo pe live. Mi-aș dori să cresc, îți dai seama. Nu pot să zic cum numărul unde aș vrea să ajung. Nu mă, cât ai vrea tu, cât ai vrea tu să ai așa. Cum te-ai simțit tu bine? Bă, am și eu atâția, uite, e ok. Păi nu, eu mă simt bine când am și pe ai mei 10, 20, 30. Bineînțeles. Că sunt acolo, da. Eu mă simt bine și dacă am 5 oameni. Ai înțeles? Nu știu cum să zic, cum să mă exprim. Nu m-ar satisface să văd 7000 de oameni și să mă aprecieze unul singur, ca idee. Da, 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 da. Deci ești mai mult pe șatul decât să mă urmărească orice cine. Exact, nu vreau, adică nu-mi place falsitatea. Nu sunt un om care nu suport. Te-ai certat pe YouTube? Dacă m-am certat pe YouTube? Ai avut certuri cu YouTube? Certuri, nu certuri de astea să bătăi cu nu, nebunii. Am certuri. Avut așa, din gură, din astea, în jurături, cu Ale Play. Cu Ale Play ai jurat? Direct. Păi da, nu... Nu contează. Ale Play, mai unul TMC Gaming, nu cred că s-a auzit. Ba da, îl știu. Așa, dă comentarii, ne lasă comentarii, da, îl știu. Da, cam atât. Atât? Dar cu Ale, de ce te-ai certat? Cu Ale Play a început să mă jure, eu nu suport să mă da, jure. Da, 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 e un caracter... Și de rază, mamă. Și de ce m-a mai jurat el. Nu te cunoștea? Când am auzit, păi, n-am. Nu vă cunoșteați. S-a lăsat cu amenințări, spun sincer. S-a lăsat cu amenințări cu dalea, că fii, te trec. Fine, că oricum, ți-a trece. Da, îți dai seama. Dar ce vrem acum? Nu suport să mă jure. Dar și tu ai înjurat fără să fii provocat? Da. Bătute în limbă. Păi la mine pleacă înjurăturile mereu. Și tu știi treaba. Am văzut să mă apă, nu poți să te joci fără să înjuri. Eu că mă enervez să urte să-mi vărs nervii pe ceva, pe cineva, pe nu știu. De exemplu, uite cum aveam monitorul celălalt, dar l-am spart. Mă, dar ce în capul tău când dai cu monitoarele alea? Nervii. Nu e nimic altceva, să zici faimă pe YouTube. Păi nu mă, dar lasă faimă, nu, dar de ce nu poți să nu te abții? Nu pot să mă controlez. Păi și dacă... La nervii sunt... Spun sincer că vorbesc direct, sunt prea prost la nervi. Păi sunt și prost dacă nervi. Nu știu, pătești treaba asta pe stradă cu vreunul, dai în sânge? Da, direct, da. Sunt prost la nervi, crede-mă, spun sincer. Sunt prost la băutură. Și în viața reală și așa pe online, pe gaming, pe tot. Nu suporti, că nici nu-ți place, nu? Că nu poți să te abții, că nici mie nu-mi place, dar eu beau în continuare, știi? Da. Bă, nu știu, cam asta am vrut să te întreb, pula mea, gen. Bine, vreau să știu mai mult, poate, să zicem așa, cu cine, zi, cine crezi că e super overrated așa din România? De care zice lumea că e bun, dar nu e bun de fapt. Lumea că e bun și nu e bun. Da, ți se pare că nu e, că e mediu, că e nu mediocul, că e așa, că joacă, dar nu rupe gura, știi? Un jucător overrated, așa, din România. Ce? Nu știi, nu? Nu vine pe minte, așa, nu știu. N-ai treabă, ești pe treaba ta. Nu prea mă uit la mulți youtuberi de ăștia, mă uitam. Asta îmi place, că ești pe treaba ta, ești acolo, n-ai treabă. Eu n-am treabă cu nimeni, adică sunt pe treaba mea, gen, știi? Mă uit la 4-5 youtuberi care chiar joacă și, nu știu, își dau viața când se joacă. Care e cel mai bun? Spus, care e cel mai bun? Joacă, Bala să joacă, Rider să joacă, Românul să joacă. Care e cel mai bun gen cu echipier din România cu care ai jucat tu? Care ai putut să joci tu? Păi sunt ai mei, tovarășii mei, Happy și Habic, sunt doi. Sunt cu se pare ce... joc, cu orice joc în echipă. Ți se pare că au cei mai buni cu care te-ai jucat tu? Da, adică cu ei îmi face și plăcere să mă joc, sunt și tovarășii mei de atâția ani, după 1-6, ne știm de când eram mic. Cu cine ți-ai dorit să joci în România? Cu cine mi-aș dori? Păi am jucat cu toată lumea. Cu cine să mă... Păi, uite, cu cine ai jucat mai mare, așa? Cu cine mi-aș dori să joc așa mereu? Sau cum? Da, mă, nu știu, cu cine ai jucat... Cu YouTube, nu, cu YouTuber de ăștia mari am jucat cu toți. Da, mă, nu contează neapărat YouTuber, gen, cu cine ai vrea să joci tu, să...
s-o arzi acolo mereu, cum e cu Havik și cu băiatul, cu Habezi, nu? Pă, cum e ca mine așa pe Caterinca și nebunul, spun sincer, Imogen ar fi singurul care m-a jucat. Dar joacă și Imogen, am văzut. Cu Imogen mă știu de ani de zile, mă știu de mult, de mă, mult pe bune, mă știu. Da, eu l-am văzut că el joacă, nu știu, a jucat și la Rel sau la ceva, e o emisiune de asta. For Fun, da, știu. Da, For Fun a jucat? Da. Sunt invitat, gen, nu? Avea echipă, gen el, Pala și mai erau 2-3 băieți. Am înțeles, ai văzut că a scos piesa azi? Da. Ai ascultat-o? N-am ascultat-o, la tine am văzut. Eu am ascultat-o pentru prima oară pe reacție, e tare. E feeling, na. Om trece și pe niște pase mai. Am văzut, da, am văzut. El e mai pe așa, eu știu. Tu îl cunoști de mai mult timp decât mine. Mulți ani de zile. Eu îl cunosc cu câteva luni înainte să apuce de YouTube și astea. Eu da. Știu de mult rău de tot, de când stăteam și vorba aia, dormeam pe Teamspeak pe îndungi. Da. El știe treaba asta și e conștient și n-are cum să uite niciodată, că pe bune, îți spun sincer, dormeam pe Teamspeak cu el, Caterinca pe îndungi. Era un canal, Caterinca pe îndungi, da? Se numea Caterinca și acolo eram toți nebuni, Imogen, Colo, toți, frate, toți. De asta și cu Colo, nu? Și Colo a fost pe îndungi. Bun. Bine, Colo a cam uitat de unde a plecat, ca idee. Eu vorbesc direct, da. Că n-am reținere de nimeni. Nu mai intră? Pentru că eu vorbesc pe față. Colo nu știu nimic, habar n-am. Păi ai văzut acum ce s-a întâmplat cu el? Știu. Și? Nu mai intră. Crezi că merită? Și cred că merită și nu prea cred. Eu am fost și eu împărțit tot la fel, am zis că îl înțeleg cumva. Și cred și că nu, pentru că, spun sincer, cum suntem noi, că noi suntem... Eu mă consider, nu mă consider să-i streamer. Ba mă da, suntem, frate, streamer, da. Acolo, știu Caterin cald după internet, știu ce se întâmplă, știu că amândoi facem omegăl și știu da, Caterincile noastre, da. Cum facem și ce facem. Nu mă, eu cred că a zis treburile doar așa, gen, fost, doar de... A fost o Caterinca faimă, ai înțeles? O Caterinca proastă, da. Pe chat frumos, în dreapta aici, ai înțeles? Asta cred eu că a fost. Păcat, bă, și că lumea uite, a luat-o s-a pe partea alaltă, stai domnule, că vezi. Da, că da, după succes, mult timp. Hai să-l băgăm. După nu, știi, hai să spun de ce, pentru că a avut succes în ultimele... Da, așa. Cred că l-a dat și puternic. Exemplu. Succes puternic. Dar ce părere ai despre oamenii ăștia care își bagă boți? Asta așa de închidere. Sincer, păi de închidere, vezi, să spun sincer că și mi-am băgat boți. Ți-ai băgat ce boți? Boți, nu dă like-uri de astea, boți să fie acolo păi, la număr. Există boți de like-uri? Cred că există. Și bă, dar cum îți bagi boți? E un programel. Și îl plătești? Nu. Să mi-l dai și mie. Nu e problemă. Nu mă, dar sunt câțiva care își bagă boți și e ciudat, bă, știi, bă, nu? Am văzut. Eu am băgat o dată de 2, 3 ori, 5 ori, 10 ori. Și nu, mai am zis că n-are rost. Pe ce, să-mi intre 700 de boți și să am 20 de like-uri pe live? Da, e urât. Da, oamenii, gen unde văd oamenii... Am băgat boți, știi oamenii? Când am băgat boți? Când am primit și o dată un raid, aveam 400 de like-uri, 500 de like-uri și am băgat vreo 200-300... Și aveam, eram cam... Dar cum e cu boții ăștia? Cum e cu boții ăștia, gen, îi bagi cât vrei tu? Gen, e da, poți, bagi cât vrei tu, dar ți intră cât... Depinde și de internetul tău, de bandă, de conexiune, știi, și ți intră acolo. Îți practic intră, e un program, peste 200, ți intră garantat. E un program care ține... Vorbim după clip. Nu, bă, cum să zic că lumea în pula mea când bag boți, eu nu vreau să bag boți. Bă, eram curios pentru clip în pula mea, adică e un program da? Pe care îl deschizi, stă aprins în calculator și îți bagă boți. Da, e un program, ai băgat link-ul acolo și ți bagă acolo, peste 200 garantat. Am înțeles. Dar nu-ți dă like-uri, nu-ți dă subscribe, nu-ți dă dislike, nu-ți dă absolut nimic. Doar intră, nici viewer nu primești după ei. Nu? Să nu te gândești la treaba asta. Sunt doar la număr, ca să vadă lumea că să vadă lumea. A, vede, de exemplu, uite Conacu are 700 de oameni pe live. Mă, mai simt și eu al 800-lea. Bă, nu, eu am avut 1200. 1500 apogeul meu, 1200 vreo 3 live-uri. Și după aia am căzut iar. Nebunia asta am făcut. Anul trecut eu mai mult pe live de 150 fără boți, 150-200 n-am avut niciodată. Am înțeles. Bă, cam asta am vrut să te întreb. Vrei să mă întrebi și tu ceva? Dacă ai ceva în cap? Frate meu, păi, nu știu, aceleași întrebări ți le-aș pune și eu. Cu ce? Cu ce ți-am zis eu până acum. Vorbim legat de CSGO și de stream și de astea. Nu, de CSGO eu m-am apucat recent, nu. Am 523 de ore, cred. Am văzut. Dar îmi place să-l joc pe tactic, așa, și jocurile mă joc în general pe tactic mai mult, știi? Și îmi place așa să învăț smoke, să fac o tactică. Știi că ți-am spus că eu jucam ăla, mă bag pe W, dacă da. Suntem echipă de 5 și ne jucăm la vreo competiție, păi nu o să mă vezi pe mine, mă bag de nebun, eu nu te bagi. Mai mei stau frumos cu smoke-uri de-astea, execuții și nebunii și eu mă duc pe W, nu. Joc și când e de echipă, joc și cumva pentru live, mă, na. Adică joc și pentru live, să zic, să vadă lumea acolo show frumos, cum mă bag cu tare, cu tare, ori pică, ori nu pică, ai da, înțeles? Da, da. Și când e de echipă, e și de echipă.
știi? Aha. Adică poți să joc, poți să ai, deci să poți să fi, echipă, poți da, să fii și serios, să zicem așa, na. Poți da, să zic așa, da, poți să fii și serios. Am înțeles. Bă, cam așa am fost noi, cam ăsta am fost eu, cam ăsta a fost Arkeni. Îl găsiți și pe El Boys, îl găsiți pe YouTube. Dar vă las eu un link aici sub noi, bam, 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 la descriere acolo. Băgați și un comentariu acolo dacă ați, nu știu, ați văzut ceva acolo în clipul ăsta și vreți să ziceți neapărat. Băgați acolo în rubrica de comentarii. E primul podcast online pentru că nu am putut să ne vedem real. Urmează și cine urmează la views? La cine? La așa? La views. Cine urmează la podcast, gen? Cine? Views. Da, frumos. Da, 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 am vorbit și cu el, am vorbit și cu acela, mai vin, mai mulți acum. Băi, dar și subscribe și la băiat. Cu ce? Mi-ai dat o idee, aș putea să fac și eu, să fac și eu așa. Păi, mi-ai dat o idee, nu știu. Poți să faci cu... Eu n-am încercat să fac niciodată vloguri, să fac de-astea, nu știu. Dar ce arcă, mă, frate, că trebuie să experimentezi, trebuie să încerci să vezi și-ți place. Uite, de exemplu, eu nu mai făceam nicio reacție de 8 luni de zile, 9 luni de zile, frate, n-am mai făcut nicio reacție. Uite, reacții de-astea, că de cum ai făcut tu la menul de lui. Da. Nu știu, nu, spun sincer, bă, nu, vezi ce merge. Nu știu cum să reacționez. Pă, cum să reacționez? Zici ce crezi tu, ce simți tu atunci pe moment ce astea? Eu nu știam că merge, nu vreau să fac treaba asta. Și când m-am uitat, frate, 3 săptămâni de zile am postat vloguri, idei proprii făcute de mine, funny moments-uri de pe live, live-uri și nu-mi promova YouTube-ul. Și am făcut reacție la Abi, cum? Când m-am uitat la 5 dimineața, zic, bă, dar ce faci YouTube-ul ăsta? Ce îmi recomandă? Și când m-am uitat cu aia, am găsit acolo o filă, recomandate playlist-urile mele cu reacții cu aia. Și m-am uitat în clipuri toate 50-60 de mii. Zic, bă, dă-te-mi pula mea. Adică eu fac 3000 pe un vlog și am 50 de mii la reacții. Și acum am zis, hai mă frate, le dau oamenilor ce vor, că până la urmă ce vor oamenii, aia e cea mai importantă normal, chestie, normal. Da. De-aia zic, încearcă frate, experimentează. Bă, să-l ajutați mă și pe el acolo, să dați acolo la subscribe, acolo cu clopoțel, cu toate nebunile. Dacă vor băieții, îi aștept. Pe live. Și le mulțumesc. Bă, să-i saluți. Să-i like, să saluți, dacă o să vină, dacă nu o să vină. Să-i saluți. Îi salut. Îi pup și respect pe toată lumea. Dați follow și pe Instagram, boys. Și tot ce trebuie. Dați follow și pe Instagram. Și omul de aici și omul de aici. Ca idee. Ui. Eu așa sunt, genul de persoană. Se parimet de ce ai zis mai devreme. Știi tot ce zic. Boys, ne găsiți pe Instagram la Jegosul Suprem și la... Roberto Zrcapa. Vă pupă tot. Are o poză de zici că e direct... Nu ursar. Barman. Cu sacou, mă, bâzâie musca. Găsiți-ne pe Instagram acolo, boys. Aveți link-urile și în descriere și de la YouTube. Eu am fost cu Nacu, el a fost Arkeni. Vă pupăm, băi. Vă pupăm.